Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă pregătim împreună o mâncare de cartofi cu mazăre. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de 4 cartofi mari, 200 de grame de mazăre, un morcov, o ceapă, 4 linguri de bulion, puțin mărar verde, un praf de curcuma, un praf de piper, un praf de sare și 2 linguri de ulei de măsline. Punem o tigaie pe foc, punem uleiul, adăugăm curcuma, adăugăm și piperul, adăugăm ceapa, adăugăm puțină apă și le înlăbușim. Ceapa noastră s-a înlăbușit. Acum adăugăm și morcovul. Eu morcovul l-am dat pe răzătoare și am făcut și câteva feliuțe așa rotunde. Acum adăugăm puțină apă, la fel ca la ceapă, 2-3 linguri de apă, ca să le înnăbușim. S-au înnăbușit foarte bine. Acum adăugăm bulionul. Amestecăm și îl înnăbușim și pe el un pic. Eu tot timpul vă arăt modul meu de preparare. S-au înnăbușit foarte bine. Acum adăugăm mazărea. Amestecăm. Adăugăm și cartofii. Eu am ales astăzi cartofi din aceștia galbe. Adăugăm apă. Apă până la nivelul lor. Și în cazul acesta, când o să se fiarbă, este exact cum ne trebuie consistența. Adăugăm și sarea, amestecăm și punem capacul și așteptăm să se fiarbă. Mâncărica noastră este gata. A scăzut foarte bine. Acum adăugăm și mărarul verde. Al meu a fost congelat. Așa arată mâncărica noastră. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați modul meu de a prepara și să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!